Robert Lupașcu speră că în cel mai scurt timp își va demonstra nevinovăția și va putea reveni la viața de acum 5 luni. Astăzi el ne va povesti cum a ajuns să fie acuzat de acțiuni perverse față de un minor. Tânărul se află în arest la domiciliu, așa că vom discuta de la distanță. Albert, bună seara, ne auzi? Da, salut, Natalia, te aud foarte bine. Așa, și eu te văd, te aud foarte bine. Povestește-ne cum ai ajuns să fii acuzat, cum s-a întâmplat asta? Natalia, nu știu cum să explic asta, s-a întâmplat nu de la mama lui, dar de la o simplă farmacistă. De la o simplă farmacistă s-a întâmplat tot haosul ăsta, nu de la mama băietului. Că eu până acum dormeam la dânșa, adică era o relație friendship, adică tare funny, știi? Și de la o simplă femeie s-au întâmplat toate lucrurile astea. O femeie care... Până la urmă, cine te-a acuzat la poliție? Cine a scris plângerea pe numele tău? O farmacistă mama, sau totuși mama băiatului? Mama. Tu cum ai aflat despre asta? Mama băiatului, pentru că a fost... Femeia a vorbit cu mine, a spus că mama băiatului, a spus că Albert, eu cumva îți interzic ca tu să mai ieși cu dânsul, pentru că eu văd schimbări și cumva asta pe s-au influențat, pentru că văd schimbări spre bine, știi? Și poliția m-a anunțat că eu am venit din antrenament din Chișinău, că facem fotbal în sală, și a spus că Albert, poți să te rog să prezinți, dar nu ne-a spus pentru ce, nu ne-a spus, adică, pur și simplu așa, poți să prezinti la poliție. Și a zis că ok, mă prezint la poliție, când și cum, și unde. Și m-am prezentat și de acolo s-a întâmplat haosul. Când ți s-a spus de ce anume ești acuzat, cum ai reacționat? Vă spun cum am reacționat. Eu am rămas șocat, e termen foarte așa, eu nu înțelegem, nici măcar n-am auzit vreodată așa termeni de care m-a acuzat acolo doamna aceea care... Dar ce anume spune femeia că i-ai fi făcut băiatului? Că i-am atins organul genital, că îl sărut, că chestii care chestii perverse care e ca chestii lucrurile astea, doamna m-a acuzat. Acțiuni perverse față de un minor. Da, acțiuni perverse față de un minor, că eu îl chem la dânsul pentru bani, adică cumva eu îi plătesc bani, din America trimit bani, nu știu acolo, că să întrețin relații sexuale cu dânsul, dar tare așa un haos, că eu singur nu înțeleg și stare am ajuns eu, sincer spun. Albert, dar știm că în luna august a anului trecut, tu la fel ai ajuns la poliție cu același minor. Te rog să ne povestești ce s-a întâmplat atunci. Natalia, ca de atunci s-a întâmplat toată povestea asta. Ia ca din ziua aceea s-a întâmplat toată povestea aceea. Noi, de obicei, cu minorul, noi, încă patru băieți, noi ne adunam în fiecare dimineață, Natalia, și ne ducem la terenul de fotbal, dar înainte ca să ne ducem la terenul de fotbal, noi ne adunam lângă o farmacie. Noi ne jucăm cărți 1, nu știu dacă dumneavoastră știți lucrurile, sunt niște cărți 1. Și noi fiecare să jucăm și poate la farmacista aceea nu i-a plăcut că noi cumva facem gălăgie. Și-o văzut că eu sunt mai mare și-o spus, a, e ca pe ăsta poți să-l linii, știi? Cumva îi stricam reputația sau nu știu de ce au făcut lucrurile astea. Chiar nu înțeleg de ce au făcut, eu vreau să vorbesc personal cu dânsa, să-o întreb de ce au făcut lucrurile astea. Și în ziua aceea eu am încercat să scot un dintre o și cumva pe din dos, au văzut că cumva eu îl presez, că îl țin de gât, că... Și așa s-a întâmplat un haos, că eu stau la poliție, că... Nu înțeleg situația exact cum este, știi? Spune-mi, te rog, această doamnă farmacistă, cum spui tu, ea a încercat înainte de a chema poliția să discute cu voi? Nu, Natalia, nu, odată, eu niciodată n-am văzut-o pe dânsa. Eu nici măcar nu știu cum arată e. Niciodată n-am vorbit cu dânsa. Eu serios vorbesc, niciodată n-am văzut-o. Și ea cum, ai interpretat că tu îi scoteai dintele? De fapt, ea ce a spus la poliție? Spune ce a spus. Eu a spus că eu îi atingem organul genital, că... Adică în centrul orașului eu să fac lucrurile astea, știi? Adică că el era în braț la mine, că lucrurile astea, eu am rămas șocat. Eu, când m-au luat la poliție, eu nu înțelegem pentru ce mă iei, trebuie să-mi spui pentru ce mă iei. Dar, zi-mi, te rog, mai erau și alți martori în afară de această farmacistă? Nu era niciun martor, Natalia, niciun martor nu era. Păi ai zis că obișnuiați cu băieții să jucați cărți acolo. Da, în ziua și ea, noi, am venit mai devreme. Mai devreme și noi așteptam pe și ați fost doar voi atunci, în momentul celor. Da, noi doi. Zi-mi, te rog, doamna a chemat poliția, v-au luat la poliție, bănuiesc. Ce a urmat la poliție? Te-au reținut, te-au arestat, ți-au adus învinuiri, acuzații? Nu m-au arestat, doar mi-au spus că cumva m-au amenințat, spun așa, și să nu vă mai vedeți, că apăsați mai mari probleme, că... Și am spus că eu pe dumneavoastră nu vă ascult, eu am sunt cu viața mea pe care eu trăiesc. Mama băiatului, atunci,
A scris vreo plângere pentru, pe numele tău? Natalia, poliția a spus că scrie plângeri și a stă 5 ani închis. Așa a spus poliția. Imaginați-vă așa ceva. Da. Și ea? Apoi că eu nu știu dacă eu scris sau nu. Eu de asta nu știu. În ce moment ai fost reținut? Acum 2 luni. Astăzi noi vom auzi declarația mamei acestui băiat care te acuză că i-ai fi molestat copilul, dar până atunci, hai să vedem cine ai povestit despre relația ta cu acest minor. Atenție! Și eu mă geam în fiecare zi la fotbal, în fiecare zi. Și băieții de acolo mă știu, ei mă știu mai de mult. Și după și noi internat, în gen meci de fotbal, eu mă duc acasă, îți duc acasă și seara îmi scriu Albert, salut! Și îi scriu, hey man! Și îmi spun că nu vrei să ceva, nu mai țin minte exact mesajul, dar la persoana trebuie să spun ceva, să alergăm în parc, noi 3, știi, noi 4, că noi eram în band. Și am zis că ok, hai să alergăm, dacă voi vreți, pentru că chiar mă ocupam cu sportul și am zis că nu e nicio problemă, dacă voi să fiți responsabili. Și chiar mama lui știe tăți, știe că noi fiecare dimineață ne ducem la 7:38, ne ducem și alergăm la fotbal. De dimineață până seara noi stăteam împreună. Ne vinem la fotbal, la teren, chiar în centrul orașului, lângă stadionul municipal, jucam fotbal împreună, după asta plecam la Iaz, la Orheland, mai studiem Biblia și după, iarăși seara venim la teren. Și deja după seară ei plecau acasă, eu plecam acasă. Într-o seară, nu știu, vrem pur și simplu să dorm pe teren, știi? Și eu de multe ori dorem pe teren singur, știi? Și cumva i-a plăcut ideea asta, știi? Că, băi, ia frug, cumva la generația asta le plac oamenii ciudat, știi? Și că eu sunt dintre oamenii ciudați care cumva ei s-au îndrăgostit. Eu am spus că eu seara asta să vreau să dorm pe teren, știi? Și eu zic, nu, hai, vin la mine acasă, că mama nu zice nimic. Într-adevăr, nimic nu spune. Mama ei niciodată nu a spus nimic. Niciodată. Nu, eram într-o relație foarte bună cu dânsa. Eu văzut că băietul ei are schimbări spre bine. Și nu înțeles care e faza. Chiar nici fuma, bie. Și am spus că, dacă tu vrei să fii cu noi împreună, cu mine împreună, prieten, tu trebuie să lești lucrurile astea și să ai o carieră normală. Și trebuie să mă urmezi cumva, știi? Și zic, ok, fac orice, știi? Eu îi plăteam meciurile la Naționala Moldovei, pe nu s-l-au luat. Vă spun, din ștăt râd eu, până nu l-am luat eu, cum să spun așa, sub taripa mea. Am zis că eu vreau să te antrenez, dar tu trebuie să le ștăt. Și cumva el foarte mult s-a lipit de mine, pentru că noi, practic, un an, eu l-am crescut. El a fost mereu lângă mine. Dar el n-avea hani, o lese, el îmi plac cu niște rupturi. Eu jucam fotbal, îl cumpăram din banii mei și mamă să m-am acuzat că eu fur după asta. Și după asta mamă să m-am acuzat că eu fur banii, nu, că eu fur hani sau fur banii. I-am făcut cadou de ziua lui o bicicletă, omul care ne-a chitat gaza, el ne-a dat $300 ca să ne iau o bicicletă. Și mi-am făcut-o lui cadou, știi? Și mamă să tot așa, că e o frată. În această seară o vom auzi pe femeia care s-a plâns că Albert Lupașcu i-ar fi hărțuit sexual feciorul de 13 ani. Între timp, în platou, ni s-au alăturat avocata Violina Munteanu și psihologul Maxim Orândaș. Bună seara! Bine ați venit la noi! Bună seara! Ați auzit ce ne-a povestit Albert în linii generale și vreau să te întreb mai întâi pe tine, Maxim. Tu ce crezi despre această relație a unui băiat de 21 de ani și celălalt de 13? E ok să prietenești. Nimeni nu încurcă, iarăși. Felul în care prietenea, uite că și-a asumat și o tutelă, hai să zicem, exact. Neoficială. Exact. Asta aici și este problema. Cine a sugerat să fie îngrijit? Adică părinții, adică cei care sunt responsabili au venit cu rugăminte la Albert să zic, uite, ai grijă? Dacă nu a fost asta, apare întrebarea, cu ce scop? Hai să-l întrebăm. Albert, tu ne auzi foarte bine, dacă vrei să răspunzi? Da, văd foarte bine și sunt gata să răspund la orice întrebare care mi-o împânează cineva. Vă spun care a fost scopul. Natalia, eu mereu am vrut să am, cumva să spun așa, ucenici. Cumva ucenici care eu să-i cresc în fotbal, știți? Nu neapărat că eu am făcut cu vreun scop. Bunătatea nu neapărat trebuie să faci cu vreun scop, adică pur și simplu o faci. Eu chiar n-am avut niciun scop ca să ajut pe minor. Maxim, iată, ajutorul la fel nu a fost anulat de nimeni, la fel ca și prietenia. Sună puțin ciudat. Am vrut să am mereu, hai să zicem, mici copii care să îi încresc, să îi ajut, dar la urma urmei n-am avut niciun scop. Asta cum de înțeles? E straniu, adică vreau, dar nu vreau. Nu, probabil avea în vedere, nu a avut nicio intenție ascunsă în afară de asta. Probabil, da, probabil, da, da, noi da. Nu știm, noi nu știm.
care este motivele adevărate care stă în spatele său ca să-l ajut. Restul detaliilor, uite, din tot ce ne-a povestit Albert, ți-a tras poate ceva atenție? Pare ciudat dorința asta puternică de a ajuta pe alți copii. De ce? E atât de firesc pentru oameni? Pentru că una din manifestările ale iubirii este respectul. Respectul și a hotarilor. Tu îți dorești ca eu să te ajut. Poate copilul acela nu își dorește asta. Dar poate și-o dorea, nu? Poate. Iată aici e diferența. Noi încă nu știm. Dar acum, Violina, am să te rog să comentezi. Uite, în luna august, Albert este reținut. Dus la poliție. Acolo audiat pe motiv că farmacista l-ar fi văzut, hai să zicem, molestându-l pe acest minor. Abia după 4 luni, mama minorului scrie o plângere. Cum ar fi posibil asta? Cum crezi? Odată ce acest băiat a fost audiat la poliție, asta deja înseamnă că acolo era ori sesizare, ori era o plângere. Nu poți fi audiat la poliție fără ca la bază să fie o plângere, ori o sesizare făcută de poliție din... A sunat farmacista la poliție, da? Și a anunțat că l-a văzut molestându-l pe acest băiat. Asta era suficient ca să pornească un dosar penal. De ce organul de urmărire penală cumva cumpătat și-a făcut acțiunile și respectiv, dacă ulterior s-a ajuns la etapa că băiatului i s-au înaintat careva acuzații, înseamnă că organul de urmărire penală în aceste 4 luni a ajuns la o concluzie și a făcut o bază probantă și ulterior a venit cu poziția respectivă. Cum crezi? De ce el a fost plasat în arest la domiciliu? Din ce motiv? Arestul la domiciliu sau oricare altă măsură preventivă se aplică în condiția când există o bănuială rezonabilă că acea infracțiune a fost comisă. Dar acum, Albert, revin la tine. Vreau să ne spui, uite, li s-a părut ciudat experților noștri faptul că ai vrut atât de mult să-ți ajuți acest amic de 13 ani. Zine, te rog, ce te făcea să-l ajuți? Pentru că eu am vrut să ajut, oamenii n-au de ce mă judeca. Așa am decis eu să ajut. Și cu asta punct. L-ai ajutat doar pe el? Nu. Îl ajutai? Sau și pe alți băieți? Nu doar pe el. Mersi, Albert, pentru această explicație. Acum, hai să vedem povestea ta de viață. Atenție! Albert Lupașco povestește că pe când avea doar un anișor, mama l-a abandonat. Băiatul a crescut la o casă de copii împreună cu fratele său, mai mare cu 7 ani. Știu că mama mea din Uzbekistan, din Tașauz, da, au venit în Moldova cu tata e moldovan, mama m-a născut, m-a lăsat în spital. Albert povestește că a încercat să-și caute părinții și rudele. Mama s-a sonecat, dar tata a dispărut fără urmă în Rusia. Da, am un frate în închisoare. Pentru furt. Îl cunosc, dar nu prea așa, pentru că noi de mult ani ne-am văzut, 8 ani ne-am văzut. Despre viața în orfelinat, Albert își amintește cu greu, dar spune că acolo a îndrăgit sportul. În privința la mâncare, nu prea era, nu prea vai și amar am mâncat și acolo, dar am avut foarte, foarte multe momente frumoase împreună. A fost rău, dar a fost și bine, pentru că noi mereu am avut americani care veneau, ne încurajau, ne cumpărau mingi, ne cumpărau... Noi mereu eram cu sport acolo. M-am îndrăgostit de mingi și eram nebun după mingi. Albert povestește că la 13 ani a fost înfiat de o familie din sudul Moldovei. Acolo el a crescut alături de alți 5 copii care, la fel ca și el, erau adoptați. Am dus greu și acolo, spun sincer. Eu mâncam o dată zi și mă culcam seara ca să nu simt durerea de foame. Ei nu aveau grijă de noi, real nu aveau grijă de noi. Tânărul spune că de mic îi plăcea să joace fotbal și visa să ajungă un sportiv cu renume. Însă în noua lui familie nu era lăsat pentru alte activități decât pentru păscut. Ei nu-mi dădea voie să plec la fotbal, eu fugem la fotbal. Regret foarte mult, pentru că anii ăștia au fost anii în care eu puteam să mă formez ca fotbalist. Băiatul zice că atunci când a împlinit 16 ani, părinții adoptivi s-au dezis de el. Astfel, el a ajuns din nou într-un internat. De data asta, Albert povestește că a avut timp pentru studii, dar și pentru pasiunea lui față de sport. M-am dus la liceu. La liceu Dadiani, Natalia Dadiani. Și învățam destul de normal, dar pentru că eu numai cu fotbalul, caruce, am pierdut tot, n-am mai terminat liceul. Ajuns la vârsta majoratului, Albert spune că s-a pomenit în stradă. El își amintește că în iarna anului 2018 a trăit 3 luni pe băncile din parcuri și prin tufișuri. Chiar pe stradă, eu nu aveam un stău, eu dormeam în parc.
Dănem cu ăștia de la Hotelul Național. Tânărul zice că pentru a se hrăni, împreună cu amicii lui din stradă, a ajuns să fure de prin magazine. Și noi umblam cu băieții, cu fetele pe străzi, furam magazine, în piața centrală, seara furam. Îi băteau oameni, eu nu putem să fac lucrurile astea. Albert spune că anume în acea perioadă a început și cariera lui în sport. El își amintește că într-o zi când juca fotbal pe un teren din parc, l-a observat un antrenor de fotbal care l-a luat în echipa lui. A spus că nu vrei să te luăm în echipă și zic ok, hai, dar plătiți și plătim. De atunci, tânărul povestește că a jucat fotbal pentru mai multe echipe din Moldova. Am jucat la Nistru o perioadă, după asta am plecat în Orhei, ca să dau probe la Milsami Orhei. Eram foarte bun la fotbal în sală, dar eu vreau fotbal mare. Totul până în ziua în care Albert a fost acuzat de acțiuni perverse asupra unui minor. Tânărul spune că exact în acel moment cariera lui de fotbalist părea să ia vânt. Am văzut altă echipă foarte puternică și una din cele mai puternice, și că de la echipa asta cumva tățuri s-a schimbat la mine. Este o explicație. Îmi pare rău că Albert a fost nevoit nu din propria voință să treacă prin chestii de genul ăsta și cu siguranță astfel de experiențe lasă o amprentă. Și posibil lipsa afecțiunii îl face să se atașeze de alți membri. Mi se pare puțin ciudat și vreau să atrag atenția aici când mintea noastră e vulnerabilă, mai ales noi putem cădea capcana iluziilor. Când a zis farmacista că l-a văzut, deși Albert spune că el era cu spatele, versiunea asta poate fi adevărată. Poate fi, iarăși, 50%. Noi nu știm care a fost, noi n-am fost la fața locului. Dar trebuie să recunoaștem că și reacția farmacistei este plauzibilă. Deci nu a închis ochii, nu a întors spatele, nu a plecat să-și caute de treabă în farmacia ei, ci a pus mâna pe telefon, a sunat. Da, pare poate un gest, cum să zic, o acțiune poate nu chipzuită, dar din alt punct de vedere, dar dacă acest copil era molestat, dacă Albert, că nu știm, da, există și pe de o parte și prezumția nevinovăției, Albert cu tot dragul, dar trebuie să recunoaștem că există, e 50 la 50. Este și atunci, risc. Doamna, mie mi se pare cel puțin că a procedat absolut corect în această situație. Da. Eu cred că nu întâmplător acea doamnă a telefonat poliția. Nu poți pur și simplu să fii sau să vezi ceva și uite, stai cu... sau să inventezi. Eu nu înțeleg care ar fi motivul acelei femei să inventeze niște lucruri care nu au avut loc. În arest nu se plasează din neavând ce faci. Trebuie să fie niște motive foarte serioase la bază, odată ce instanțele de judecat au mers la aplicarea măsurilor preventive. Albert, tu le-ai spus mai devreme colegilor mei că o bănuiești pe mama minorului că ți-ar pregăti un plan meschin. Vreau să știu, crezi că de mult îți pregătea un rău și ce te face să crezi asta? Da, Natalia, de mult îmi pregătea răul ăsta. Eu știam că odată se întâmplă lucrurile astea. Nu știam când, dar știam că se întâmplă lucrurile astea, pentru că e de multe ori m-a amenințat, când e la mine, când se băie la mine, e de multe ori, dar și se băiește la tine, dar și el n-are casă, sau chestii de astea, dar eu am știut că odată se întâmplă lucrurile astea. Vreau să te întreb, ai spus că într-o zi rudele acestui băiat te-ar fi chemat și mai nu ai luat bătaie de la ei. Ei mai nu au luat bătaie de la mine, Natalia, pentru că ei erau mai mulți acolo. Natalia, erau terți în stare de ebrietate, spun serios. Și spus că eu întind mâna să dau noroc, nu salut normal. Și eu să pot să-mi spună și tu, gheile, și faci tu aici. Eu spun salut, mai întâi salut omul și pe aceea vorbești cu voi. Asta s-a întâmplat deja după incidentul din vară? Da. Deci cumva era ca o reacție a lor la acel incident, ca să înțeleg. Da, exact. Și a spus, cine ești tu, de cu dânsul, și vrei să stai gâtul și acolo, amenințări de astea grele, Natalia, pentru că pe mine amenințările astea nu mă spare, pentru că eu am luat așa oameni. Și un biațit de celălalt nas mă spare niciodată cu așa ceva. Dar zi-mi, te rog, totuși, despre o astfel de situație, când cineva te amenință, sare sau încearcă să te provoace la o bătaie, te poți plânge la poliție. Tu ai făcut-o? Eu n-am făcut-o. Pentru ce să fac? Eu n-am știut că dacă cineva cumva mă hărțuiește sau eu pot să apelez la poliție. Serios spun, eu nu. Dacă niciodată am avut probleme cu poliția, eu n-am știut că pot să fac lucrurile astea.
Zi-mi, te rog, tu te vedeai cu băiatul acesta chiar și după acel incident din vara anului trecut? În fiecare zi. În fiecare zi. Dar după ce mama lui s-a plâns, deja când a scris plângere, acum, anul ăsta, deja. De atunci te-ai văzut cu el? Natalia, ne-am văzut, dar după ce mi-a luat la poliție, deja de atunci nu l-am mai văzut. Nu l-ai văzut doar pentru că ai fost luat la poliție? Sau, Da. Albert, tu le-ai spus colegilor mei că în urma acestor acuzații din partea mamei, ai ajuns din nou pe drumuri. Ce s-a întâmplat? De ce ai rămas fără casă? Natalia, mi-i împrătie un domn din Canada, mi-i împrătie gazda timp de un an și omul ăla, eu nu știu cum de-a auzit sau nu știu la cine s-a auzit lucrurile astea. Prin tot orașul care eu mă aflu, tot spun că știi că tu l-ai, așa, l-ai violat pe minorul ăsta, știi? Și l-ai molestat, nu e vorba de casă. Și atunci acest bărbat care te ajuta a renunțat să-ți mai plătească chirie? Da. Dar nu a stat să te asculte, măcar? Tu ai încercat să explici versiunea ta a lucrurilor? Am încercat să explic, dar el nu a vrut să asculte. Pentru că nu știu de la cine a auzit Natalia, nu știu, a fost dat afară și chiar din proprietar, chiar dacă cumva e ținie mult la mine, oricum a fost dat afară. Da? Și ea, tot din cauza asta? Tot din cauza acestor zvonuri? Nu doar din cauza asta, dar din cauza că la mine, eu când plecam la antrenamente, Natalia, eu cumva lăsam cheia în poștă și băieții, nu doar minorul, adică mai mulți prieteni, chiar și mai mari, veneau la mine în casă și jucau fotbal în casă, dar eu nu știam de asta, Natalia, eu nu știam lucrurile astea și au lăsat în murdării, dulapurile rupte cumva, știi, și proprietarul când a văzut lucrurile astea s-a dezamăgit foarte mult. Are 21 de ani și atunci m-am pus la îndoială, cum așa, diferența e mare. Copilul ceva a povestit niște lucruri. Ia și uite, nu poate să am când aia, el e de ista, știi? Mi-a schimbat părerea deodată despre dansul. Erorile, greșealile, deci poate să îi strice acel viitor. Cine are dreptul să-ți ofere ție cadou? Ceva este, despre care se evita să discuta. Până acum 5 luni, Albert Lupașcu, de 21 de ani, visa să ajungă fotbalist cu renume. Acum însă, tânărul își dorește doar să scape din arest la domiciliu. Albert riscă ani grei de pușcărie pentru că mama unui amic de-al lui s-a plâns că i-ar fi abuzat sexual fiul. De la un simplu farmacist s-a întâmplat tot haosul ăsta, nu de la mama băietului. Că eu până acum dormim la dânsă, adică era o relație friendship, adică tare faină, știi? Tânărul povestește că toate problemele au început după ce el și-ar fi ajutat amicul să-și scoată un dinte. Scena avea și martori, doar că aceștia, spune Albert, ar fi interpretat greșit gestul său și au anunțat oamenii legii că el l-a sărutat pe minor. Din dos au văzut că cumva eu îl presez, că îl țin de gât, că el era în brațul la mine, că i-am atins organul genital, că îl sărut, că... Chestii perverse. Albert spune că nici măcar nu i-a trecut prin cap să-l abuzeze pe băiat, despre care spune că i-a fost mai mult decât un amic. Eu am rămas șocat, mi-a căzut cerul în cap, n-am știut cum așa ceva, ui. Dar el foarte musat așa, el vine la mine, dormie la mine, îți băie la mine. Dar eu n-am făcut lucrurile astea, dar eu n-aveam cum să-i explic lucrurile astea, așa cum am spus că eu am făcut lucrurile astea. Pentru a face claritate în acest caz, i-am propus lui Albert Lupașcu să treacă testul la detectorul de minciuni. Va accepta oare testarea? Ce spune mama presupusei victime despre Albert? Ce o face pe ea să creadă că tânărul fotbalist a avut intenții perverse față de fiul ei? Dar și ce argumente are sportivul în apărarea sa? Aflați din această ediție. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Albert Lupașcu, de 21 de ani. Tânărul își făcea cariera de fotbalist când a fost acuzat de acțiuni perverse asupra unui minor. Albert afirmă că băiatul de 13 ani îi era amic și el chiar îl ajuta deseori. Potrivit tânărului, totul a început după ce el a încercat să-și ajute amicul să-și scoată un dinte. Scena s-a întâmplat într-un parc, doar că trecătorii care au chemat poliția afirmau că Albert voia să-l sărute pe băiat. Atunci mama minorului a refuzat să scrie plângere la poliție, dar a făcut-o peste 4 luni de la acel incident.
Care a fost motivul și ce crede femeia despre relația fiului său cu Albert, vom auzi în câteva momente. Iar acum vom discuta cu mama unui alt băiat care spune că fiul ei de 12 ani prietenește de mult timp cu Albert. Recent, ea a fost chemată la poliție pentru audieri în dosarul acțiunilor perverse. Să vedem care a fost motivul. Ala, bună seara, bine ați venit la noi. Știu că recent ați fost chemată la poliție pentru audieri în dosarul celuilalt minor, ca să fie foarte clar că nu e vorba de băiatul dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă ați ajuns la poliție sau încă nu. Nu am ajuns. Nu mă auziți că mă prezint la poliție și atât. V-au zis cu ce ocazie? Nu. Dar era clar că e vorba de Albert clar, și de acel minor, de acest caz. Știu că fiul dumneavoastră e din aceeași gașcă. Cu Albert, cu celălalt minor, mama căruia îl acuză pe Albert de acțiuni perverse. Vreau să întreb ce știe băiatul dumneavoastră despre acel incident? Ce v-a povestit el acasă? Eu știu din luna decembrie când băiatul a venit și ne-a spus că pe Albert e scris o plângere. Așa? Pentru... Și v-a povestit pentru ce? Da, de pedofilie. Așa. De pedofilie? Da. Așa, și dumneavoastră atunci ce ați crezut? Eu pe Albert cunosc din toamnă. Nu ne-a făcut cunoștință, că băiatul ne-a spus că s-a făcut cunoștință cu un băiat care foarte joacă bine fotbal și are 21 de ani. Și atunci m-am pus la îndoială cum așa, diferența e mare între ani. Așa. Și am sunat, ne-am întâlnit, ne-am făcut cunoștință, ne-am schimbat părerea deodată despre dânsul. El, de exemplu, dă un exemplu foarte bun pentru copii. N-aș zice că e un băiat foarte rău, e foarte bun băiat. Am înțeles că de ceva vreme Albert locuiește la voi? Da, da. Și a fost suficient timp din toamnă să-l cunoașteți atât de bine încât să aveți încredere? Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră nu credeți că Albert ar fi vinovat de acțiuni perverse față de acel minor. Ce vă face să nu credeți? Eu multe ori chiar și spunem la băiatul meu că foarte rar vezi copilul care din la internat are așa educație, așa gândești corect. Și multe ori îi dau exemplu. De că acum e Albert. Multe ori ați văzut și schimbări pozitive la băiatul dumneavoastră de când îl cunoaște pe Albert? Da, el numai cu Albert împreună, fotbalul, tot timpul e nu umblă așa, știți cum a fost și asta, timpul. A fost și asta un motiv pentru care ați avut încredere în Albert? Că uite, băiatul dumneavoastră s-a schimbat. Da. De fiecare dată când cineva este acuzat de ceva, acel cineva, dacă a comis ceva, anume de un anumit interes. Prea mult interes este în jurul băiatului ăsta față de copiii ăștia minori. Bine, de ce nu se leagă prietenii cu copiii de vârsta lui, da? Cu adulții, cu adolescenți, adulți de vârsta lui. Păi a explicat cumva, vrea să aibă ucenici. Vrea să-și transmită această dragoste bine, pentru fotbal. Bine, faci, nu știu, binefaceri, faci cadouri scumpi. De ce nu faci altor copii sau altor băieți de vârsta ta? De ce anume unui anumit minor? Prea multe lucruri ciudate se întâmplă în jurul acestui băiat. Tamara Plămădeală este avocata lui Albert Lupașcu. Ea a venit în platoul nostru să ne spună ce argumente are în apărarea clientului său. Bună seara, Tamara! Vreau mai întâi să vă întreb sincer. Albert este nevinovat de ce l-acuză mama minorului? Din discuțiile pe care le am deja de două luni de zile, de când am devenit apărătorul lui și starea lui psihologică, eu îl văd nevinovat. Pentru că chiar și astăzi, venind de la curtea de apel, în mașină a plâns cu lacrimi acest băiat și eu cred că nu a fost o fățărnicie, dar într-adevăr a fost o durere, pentru că se aștepta foarte mult la decizia curții de apel. Eu știu că astăzi ați avut o ședință în instanță care trebuie să decidă dacă îi prelungește mandatul de arest la domiciliu sau îl eliberează din... Exact. Noi am cerut o altă și măsură preventivă mai simplă, mai ușoară, deci de a nu părăsi țara, pentru că vă zic că și încă un moment din care îmi consider că este nevinovat, în cadrul audierii victimii, se arată o relație foarte bună de prietenie între ei doi, nu numai ei doi, mai sunt... Deci între presupusă victimă și acuzat. Între un grup de prieteni, de băieți, prin care au împrietenit, au jucat fotbal, au mers pe teren și respectiv victima. Deci nu a indicat că a fost cumva careva acțiuni perverse față de el. Însă și victima încă regretă că
Albert a ajuns în aceste condiții. Deci îl compătimești. Exact, și are remușcări că a ajuns. Ce pedeapsă riscă Albert în cazul în care... De la 3 la 7 ani. Oho. Eu văd aici niște relații de prietenie care au ajuns pentru organul de anchetă penală în acțiuni perverse. Deci ar trebui să analizeze cumva aceste relații de prietenie. Asta vreau să întreb. Ce expertize au fost dispuse în acest dosar? Deci trebuie să fie numită expertiza psihologică a minorului. Noi am solicitat și expertiza psihologică a lui Albert. Albert. Da, să încă vedem, nu s-a făcut niciuna, nici alta. Încă nu s-a făcut și, după câte cunoaștem, foarte mult durează, undeva la vreo 6 luni de zile, peste 6 luni, pentru că avem foarte puțini experți în Republica Moldova și respectiv durează foarte mult. Expertiza cred că o să ne ajute foarte mult. Este băiatul cumva traumat psihologic în urma acțiunii perverse și respectiv dacă el este agresor sau are careva, nu știu, abateri, nu pot să zic, careva pofte perverse sexuale, da, Albert. Cum v-am spus mai devreme, în această seară, o vom auzi pe femeia care îl acuză pe Albert Lupașco că i-ar fi abuzat fiul de 13 ani. I-am propus să vină în platoul nostru, dar femeia a refuzat invitația. Totuși, am înregistrat o discuție telefonică cu ea, pe care vă invit să o ascultați acum. În telefon, adică eu am citit câteva mesaje care nu mi-a plăcut. Eu singur am observat pe ăsta, îmi spun băiatul. Eu ca mama singur înțeleg și cum e. Pur și simplu ca un copil, nu spune nimic și atât. Eu nu pot, adică să dau nici un răspuns nimic, pentru de asta se ocupă doamna avocat. E bine și a fost și la psiholog, adică și la școală, totul e bine, totul e ok. Eu nu am niciun răspuns, adică de la expertiza care a fost, cum a fost, dar parcursul să știm, adică o să ne amănunțăm. Eu asta nu știu, nu pot să vă răspund la... Este întrebat care este doamna care s-a făcut cazul cu... Eu nu pot spune, adică până nu știu singură rezultatele. Copilul ceva au povestit niște lucruri care și-au stat la baza acestui arest la domiciliu. Ei se deschid un cerc foarte îngust, specialistului, mama, sau mă știu ce prieteni apropiați au ei. Ei niciodată nu o să vină și o să spun, da, el mi-a făcut. Ei au anumite motive pentru care ascund lucrurile respective. Dar odată și mama a spus că copilul cumva era observat în familie prin schimbare de comportament, ceva cu dânsul se întâmpla. Astea sunt niște lucruri vizibile care dau ceva de bănuit. Că am simțit eu ca mamă, da, că așa simțit eu ca mamă și ulterior, dacă mai copilul mult se pare vorbit, că era intuiția ei decât spusele copilului, pentru că tot ea, dacă ți-aduce aminte, a zis că copiii nu prea vorbesc. Da, copiii sau nu prea vorbesc, dar da. Copilul a spus, dar am simțit și eu ca mamă. Da, înseamnă da, copilul ăsta da, ceva a spus. Albert, am să revin la tine. Totuși, mi s-a agățat, uite, urechea de acea frază a mamei că ar fi văzut ea niște conversații telefonice între voi. Da, tu da, poți să comentezi asta? Ce fel de conversații erau? Dacă știi. Să-mi vrea, Natalia, ce fel de conversații. Nu niciunii din niciun... Adică te spune mama lui, eu îți gata să vorbesc. Așa au fost conversații între noi ca băieți. Adică ea nu trebuie să ne din fiecare cuvânt care noi vorbim cu... Dar ce era în acele conversații? Noi acolo vorbim că să ne întâlnim la fotbal, nu știu, dimineața sau nu știu, la amiază, și a spus că nu poate, știi? Și eu îi spun că noi nu putem fără tine, știi? Dar mama lui o crezut că, a, ia șochi, nu poate fără să am că de el e de ISA, știi? A, nu poate fără dresul. Tu crezi că despre această conversație ar fi vorba? Dacă eu ți-aș arăta, dacă ți-am vorbit cu... Nu mai țineți, noi avem felul nostru de a vorbi, pe noi nimeni nu poate să ne judece cum noi vorbim, înțelegi? Asta cum eu vorbesc cu dânsul, asta e treaba mea, înțelegi? Dar nu, aici am să te contrazic, aici am să te contrazic. Cred că nu e doar treaba ta cum vorbești cu acel băiat. E în primul rând treaba mamei lui, pentru că băiatul este minor, iar mama lui este mama lui, da? Este persoana responsabilă pentru acest copil. Și atunci crede-mă că nu este deloc treaba, doar treaba ta cum vorbești cu băiatul. Ok. Natalia, dacă era treaba așa, mamei ei, cum spui tu, de ce mama lui... Pur și simplu a spus că, băi, eu ție nu-ți mai dau voie să-i vezi cu Albert.
Totuși, uite, tu zici că ești absolut nevinovat, că nu ar fi niciun motiv ca să fii bănuit de aceste acțiuni perverse și în același timp mama băiatului a scris o plângere și acum turiști până la 7 ani de închisoare. Cum crezi, dacă tu nu ești vinovat, care ar fi motivul acestei femei? Uite, să te închidă acolo, după gratii, pentru 7 ani. Natalia, eu am spus că dacă ies din închisoare, eu serios spun, eu știu cumva sună, cumva, dar dacă e pe mine mă ții închis, și mai ales pentru lucruri care nu sunt adevărate, Natalia, eu pot real spun, sună ciudat, dar e poate pur și simplu să dispar din planetă. Eu știu că asta cumva sună prea agresiv și cum tu agresiv. Doamna Tamara, eu cred că trebuie să vorbiți cu clientul dumneavoastră. Albert, sună, adică îți faci ție rău. Deci te previn că nu poți în cadrul emisiunii noastre să faci amenințări, pentru că sună drept amenințări la adresa acestei femei și vezi că poți suferi din cauza asta. Deci îți faci ție în primul rând rău. Albert, te întrebam de altceva. Fii atent. Dacă tu crezi că ești, adică afirm că ești nevinovat și femeia aceasta ar ști că tu nu ești vinovat, ce motiv ar avea ea să scrie o plângere și să te închidă după gratii? Geluzia, Natalia, geluzia. Ia că care e cauza. Știu cumva, dar asta e cauza. Și mereu așa crezi așa. Tu. Chiar și mama... Nu, okay. Așa crezi. Mama lui băiat a spus că dintre mine și Albert, cine alegi? Și a spus că eu aleg pe Albert și cumva... pe Albert, da, știu. Clar situația. Așa cum v-am spus mai devreme, noi i-am propus lui Albert Lupașco să treacă testul la detectorul de minciuni. Până acum însă Albert a ezitat și nu ne-a dat un răspuns clar. Acum, Albert, care este răspunsul tău? Ești gata să treci testul la poligraf? Da, ești gata să treci testul la poligraf. Îți mulțumesc pentru acest răspuns și pentru această acceptare. Doamna Tamara, dumneavoastră ca avocat, mulțumesc, sper să nu aveți nimic împotrivă față de acest test. Deci, noi suntem cu interesați, așa, să super. Fie, să fie scos la iveală adevărul, pentru că mi-e foarte jale de acest tânăr. Într-adevăr, avea avut o viață foarte grea. Este da, un tânăr, știm fan, deja. Și vreau să fie scos, într-adevăr, la iveală adevărul și să fie recunoscut nevinovat și să aibă un viitor frumos mai departe, pentru că foarte rar copiii ieșesc din instituții rezidențiale, pășesc pe o cale corectă și își fac un viitor bun. Ceea ce vedem, ce a făcut Albert, este o tărie de caracter și și-a propus să aibă un viitor frumos. Dar erorile, greșelile, deci poate să îi strice acel viitor. Am vrut să mai zic că în discuție cu conducătorul echipei care am avut, a spus că este un băiat foarte bun și foarte... Echipe de fotbal. Echipe de fotbal și comunicabil și a unit o echipă întreagă de fotbal. Ceea ce l-am rugat să ne elibereze și o caracteristică, să o prezentăm la organul de anchetă. Deci el este persoana care a unit echipa. Deci se vede un caracter pozitiv care vrea mai mult o relație de comunicare, de prietenie cu cei din jur, și chiar dacă prietenește cu niște minori, nu trebuie să... Fie luată asta ca o perversiune. Ca o perversiune. Deci, vă zic, în concluzie, s-a ajuns la o relație de prietenie în acțiuni perverse. Deci, și victima spune că dacă el s-a încercat să mă atins, eu nu mai prieteneam cu el. Nu mai eram în relație bune pentru că are o prietenă, comunică, are o iubită, la fel și Albert are o iubită. Deci de unde poate să vină aceste relații perverse? Nu pot fi drept argumente ceea ce zic alții, că el este un băiat bun și a unit echipa. Bine, foarte bine, asta e minunat, dar asta nu poate fi dat argument. Asta unul la mână. Situația actuală, ce ne spune nouă? Unul la mână. Cât este de importantă educația? Ceea ce înseamnă că cine are dreptul să-ți ofere ție cadou? În ce circunstanțe? În ce măsură? Adică, atâta timp cât părintele este responsabil, trebuie să fie o anumită regulă, prin intermediul părintelui. Nu îl înconjor, îți dau ție și nu spune nimănui. Asta unu. Și doi, educația sexuală. Ce înseamnă că cine are dreptul să te atingă, unde să atingă și în ce mod? Iată, este foarte important, pentru că într-un moment dat am auzit în secvența video că a zis că farmacista nu a văzut ce a făcut, dar unde l-am pupat, pe buze, pe obraz, asta e foarte important.
n-are importanță unde l-ai pupat, are importanță că ai făcut o acțiune fără voia poate celuilalt. Poate. Poate. Dar chiar și dacă el a fost de acord, noi nu știm în ce circunstanțe a fost de acord. Pentru că copiii sunt vulnerabili. Și eu pot să zic că da, neștiind consecințele. Și iarăși, educație sexuală. Cine, unde și când are dreptul să te atingă. Iată, asta e foarte important. Oamenii care comit crime nu neapărat sunt oameni răi. Ei sunt buni prieteni, sunt buni familiști, sunt aparent. Buni... Aparent, dar nu sunt nu oameni aparent. Răi. Ei nu sunt oameni răi. Ei sunt buni specialiști în domeniile în care le desfășoară. Nu neapărat că omul care merge și comite o crimă, el trebuie să fie neapărat un om rău. Și oamenii buni comit crime. Și noi ne iubim clienții care îi avem. Eu nu cred că este un avocat care spune, dar clientul meu așa e de rău. Dar eu nu am niciun motiv pe dânsul să nu-l cred sau mai știu eu. Oamenii dincolo de după grade, la fel sunt oameni ca noi. Au calități bune, au calități rele, dar asta nu i-a împiedicat să comită o anumită faptă. Ce ține de prietenia dintre minor și băiat, eu nu știu unde este limita acestei prietenii și eu nu înțeleg care este rolul lui de prieten sau de părinte, pentru că atunci când tu încerci să dai niște lecții care nu ți-ar veni ție rolul să o faci, probabil are anumite motive. Atâta timp cât eu am avut o viață grea și vreau să fac cuiva un bine din cauza că eu cumva m-am simțit în pielea acestui om, la fel, uite, te ajut până aici. Dar în momentul în care îți depășesc niște limite, înseamnă că istoria asta în spate are mult mai multe secrete decât noi le-am auzit astăzi. Și dacă tot vorbiți că vreți să descoperiți adevărul, eu fără să cunosc cazul ăsta în detalii, fără să cunosc versiunea părții adverse, materiale și așa mai departe, deja cumva printre rânduri voi mi-ați dat de bănuit că ceva s-a întâmplat între minor și între acest băiat. Ceva este despre care să evita să discuta. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături. La 2 săptămâni de la imprimarea emisiunii, judecătorii au schimbat măsura preventivă pentru Albert Lupașco. Tânărul deja poate ieși din casă. Oamenii legii i-au scos de la picior brățara care urmărea locul aflării lui. Între timp, procurorii continuă să investigheze cazul. Instanța de judecată a admis parțial acest demers, prin care s-a dispus ca măsură preventivă să fie aplicată liberare provizorie sub control judiciar. Măsura preventivă liberare provizorie este pe un termen de 60 de zile. El are dreptul la liberă circulație, are dreptul să muncească în cazul dat și respectiv este obligat să se prezinte la organele de drept atunci când este chemat.